Înainte de plecarea la București, antrenorul Iulian Matei a spus că are mari speranțe că elevul său va dobori recordul național under 14 al probei de 100 de metri fluture. De asemenea, el s-ar fi declarat mulțumit fie și cu simpla calificare a lui Daniel Martin în finalele probei la care concura. Așteptările sale au fost depășite în această privință, deoarece Martin a cucerit chiar și o medalie de bronz la Juniori 1 în proba de 200 de metri fluture. În schimb, în privința recordurilor, surpriză a fost că el nu l-a doborât pe cel de la 100 de metri fluture, ci pe cel de la 50 de metri, la care s-a adăugat unul vechi de aproape un deceniu la 400 de metri mixt. Foarte tare timpul pe care l-a făcut la următoare la competiția anterioară și nu mă așteptam, dar surpriză asupra a fost o reacție foarte bună în start și a doborât recordul la 50. Și am mai făcut record și la 400 de metri, când acolo mă așteptam cumva, pentru că are procedurile bune. Procedeele bune pe care le are Daniel Martin sunt fluture în care a stabilit recorduri naționale under 14 pe toate distanțele, dar și spate și liber în care a cucerit titluri de campion național. Curios, cel mai slab stil al său este bras, cel în care colega sa, Edea Ionașcu, avându-l ca antrenor tot pe Iulian Matei, a instituit un monopol pe plan național.